Poate ai mai auzit de această expresie, facem reparenting pentru copilul interior. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că atunci când eram copii, dacă am avut traumele copilăriei, anumite lucruri nu s-au dezvoltat sănătos, corect, suficient în noi ca și copii cu traume. Am devenit adulți. Avem familia noastră, poate, sau viața noastră, da? Și observăm că în momentele dificile în care suntem trigăruiți, în care suntem supărați, furioși, suntem într-o situație tensionată, dificilă pentru noi, ne comportăm foarte exploziv sau avem un anumit comportament ca un tipar. Fie fugim și ne ascundem, fie reacționăm violent și agresiv, intrăm în conflicte, da? Ne supărăm, trântim uși, pedepsim, ne răzbunăm. Sunt comportamentele unui copil foarte rănit. Deci, practic, noi regresăm, ne întoarcem la vârsta emoțională a copilului rănit. Când sunt doi parteneri într-o familie, într-un cuplu care fac chestia asta, îți dai seama ce iese. Este un fel de tantrum pe care îl facem ca adulți. Și conflicte foarte dificile și noi nu avem capacitatea de a, în jumătate de oră, să putem să rezolvăm un conflict, să ne simțim din nou bine în corpul nostru, să spunem iartă-mă sau te iubesc sau am greșit. Da? Nu avem capacitatea asta, că suntem ca niște copii. Și e normal să fie așa. Dacă nu te-a învățat nimeni să fii adult, matur emoțional, trebuie să înveți azi. Reparenting-ul ce spune? Dacă tu ca adult azi tratezi cu respect și cu iubire și faci o reeducare a acestei părți emoționale din tine numită copilul interior, ai toate șansele să-ți rezolvi foarte multe probleme pe care astăzi le ai, foarte multe suferințe pe care le trăiești azi. Și există un autor, Nicole Lepera, se cheamă întâmplător, are Pera în nume, Lepera, este o doamnă foarte faină, îmi place maxim de ea, o urmăresc pe Twitter și ea spune că sunt patru stâlpi ai reparentingului. În felul următor. Prima oară, self-regulation, zice ea, adică autoreglarea emoțională. Să am capacitatea să simt o emoție, să observ ce emoție este, să o las să se întâmple, da, să existe, și apoi să observ cum pleacă și cum mă liniștesc și să preiau controlul asupra ființei mele. Asta înseamnă o autoreglare emoțională, să știu ce sunt emoțiile, care e cauza lor, să înțeleg ce a declanșat emoția, să pot să o trăiesc fără să fac o dramă din asta, chiar cu emoție intensă, apoi să observându-o, să o las să treacă, că emoțiile trec repede, dacă nu le alimentăm noi după aia, nu cu gândurile noastre. Deci autoreglare emoțională, un copil nu știa să facă asta, un adult poate să facă asta. Adultul trebuie să ajute copilul să se autoregleze emoțional, înțelegând emoțiile. Deci, practic, noi n-am primit educație emoțională ca și copii, o facem azi, noi pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Al doilea stâlp este bucuria. Al doilea stâlp al reparentingului, bucuria. Copilul cu traume nu mai prea poate să se bucure cu adevărat, pentru că devine un adult înainte de vreme cu responsabilități. Adică trebuie să poarte grijă la mama, tata, să vadă cum se simt ei, de ce au probleme, să-i servească, să fie acolo un copil cu minte. Nu se mai poate bucura pur și simplu, că acum trebuie să fie rațional și să facă planuri și să fie un adult în casa respectivă. Deci să ne reînvățăm ca adulți să ne bucurăm de prezent, să avem recunoștință și bucurie și toate aceste lucruri importante care nu trebuie lăsate în copilărie și acum gata, sunt adult, nu mai trăiesc asta. Dimpotrivă, să facem ce ne bucură este esențial pentru sănătatea noastră mentală. Al treilea stâlp este disciplina, unde intră responsabilitatea, unde intră în ține cuvântul dat mie în primul rând. Da? Disciplina este al treilea stâlp, e important să avem reguli sănătoase pe care să le respectăm, pentru că ne este mult mai bine. Știm când să ne relaxăm, când să muncim, când să ne bucurăm, când să ne jucăm în spații care sunt sigure pentru noi și putem să ne dăm drumul să ne exprimăm cu adevărat creativitatea. Deci disciplina este importantă pentru a putea să fim relaxați, să ne simțim în siguranță și să fim creativi cu adevărat, să ne exprimăm pe noi înșine, prin dans, prin cântec, prin desen, prin scris, prin orice, prin joc. Al patrulea stâlp și ultimul din acest reparenting este grija de sine. Iubirea de sine, dar hai să spunem grijă de sine, că grija este mult mai pragmatică, nu? Iubirea poate mai abstractă. Ce înseamnă grija de sine? Înseamnă că ai un corp, ai o minte, un psihic și ai un spirit. Trebuie să le porți de grijă acestor părți din tine. Grija fizică de la lucrurile mici, de fapt mici, că sunt mari, a bea apă, a mânca ce trebuie, a face mișcare, nu? Corpul e făcut să se miște, știi tu povestea. Deci fizica fi bine, psihica fi bine, grija de sine emoțională, psihică, grija de sine relațională. Să nu intri în relații abuzive, să le poți observa, să știi să te aperi, să pui limite sănătoase la muncă, în relații, în familie. Grija de sine spirituală, să-ți hrănești creativitatea, să-ți hrănești spiritul, conexiunea cu divinitatea, starea de prezență și câte și mai câte. Deci a ne purta de grijă, pentru că astăzi suntem adulți și ne muncim extra
și ne plângem că nu e nimeni pentru mine aici să-mi poarte de grijă, dar tu ești prima persoană care a trebuit să învețe să-și poarte de grijă. Nu știe nimeni ce nevoie ai, tu ești primul responsabil. Deci, ăștia sunt cei patru stâlpi ai reparentingului, sunt foarte importanți. Până nu suntem atenți la ei, dacă îi avem în viața noastră acești patru stâlpi și în ce măsură îi practicăm conștient, vom rămâne, din păcate, niște adulți inconștienți care regresăm constant la tipare pe care le știm foarte bine de suferință, ne întoarcem acolo, avem acele reacții necontrolate, pierdem relații la care am muncit, să le construim, nu? Pentru care am muncit. Pierdem oportunități, ne pierdem pe noi, intrăm în depresie și nu știm de ce. De asta. Am avut traume, e nevoie să facem reparenting pentru această parte din noi, numită copilul interior, această parte emoțională a noastră. Cam asta este. Scrie-mi, te rog, despre acești patru stâlpi, dacă știai de ei sau unde simți că ai nevoie mai multă de ajutor, scrie-mi pe pera@personalitatealfa.com și am să te ajut cu foarte mare drag. Mersi mult! Ciao, ciao!